Presa românească a împlinit 100 de ani la aniversarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Zeci de foști și actuali jurnaliști s-au reunit într-un loc emblematic pentru această breaslă. Casa Capșa, emblema Bucureștiului, e locul în care decenii la rând condeie celebre ale literaturii și jurnalismului românesc s-au întrecut în creație. Ceea ce vedeți aici, vedeți reprezentanți ai presei care au făcut în acești 30 de ani istorie. Imaginați-vă că aici, în locul acesta de la Capșa, se tratau marile subiecte politice, culturale, și lucrul ăsta ar merita să fie însemnat pe o placă care deocamdată lipsește. O placă memorială a fost dezvelită pe strada Constantin Mile, în locul în care s-a semnat înființarea Uniunii. Cred că este o lume prezentă aici din mai tot spectrul presei românești și acest moment aniversar i-a reunit. Vrem să transferăm bucuria noastră întregii bresle. Placa asta e un moment din istoria celor care au fost, iar care sunt și care vor veni. Mă simt mândru că fac parte din această breaslă. Nu întâmplător, acest eveniment are loc în acest context în care România preia președinția rotativă a Consiliului Europene și la scurtă vreme după sărbătorirea unui centralul Marii Unii. Este emoționant. Îți dai seama că sunt 100 de ani bătuți pe muche și această clădire este încă aici. Uniunea Ziariștilor Profesioniști numără peste 2500 de membri în toată țara.